se vede parcă o grădină și doi care au venit să o vadă. E grădinarul și stăpânul privind smochinul fără roadă. Sana. Privesc spre el. Îl văd cu frunze, îl văd că-i verde, îl văd că ar fi destul de mare. Dar vai, căutând stăpânul roadă, corona lui o roadă n-are. Ce să te țin eu în grădină ca pe un tufar să umbrești locul? Am să te tai, spune stăpânul. Mai bine să te ardă focul. Avea cu dânsul o secure pe care o ținea în mână, îl vezi că încearcă o figură ca să o bage în rădăcină și când stăpânul se rotește să-l taie, cum își făcu planul, îl vezi pe fiul mișlocește. Osana. Să-l mai îngăduie un an. Priviți cu ce rugă fierbinte încearcă fiul să-l oprească. Mai lasă-l încă un an, părinte, poate-l voi face să rodească. Aleluia. Cum poți să porți în tine gândul încă un an să-l mai scutim, când iată sunt 3 ani de-a rândul de când tot sterb și gol îl știu. Și pot să treacă mulți în fine, că tot nu va scăpa de foc. De ce să nu-l tăie mai bine și să plantăm altul în loc? Mai lasă-l anul acesta, tată. Doar poate-l voi scăpa de bine. Voi încerca să-l curăț roată și-l voi săpa la rădăcină. Am să-i pui gunoi ca hrană. Aleluia. Și apoi în fiecare zi îi voi tăia orice tulpină ce în jurul lui îl va umbri. Dar lasă-l încă un an, stăpâne, ca mâna mea să-l îngrijească. Voi face tot ce e posibil. Poate îl voi face să rodească. Aleluia. Aleluia. Stăpânul îi primise planul iubitului mijlocitor, iar el s-a pus să urmărească smochinul cel neroditor. Ce știi? Priviți acum grădina și apoi priviți și pe cei doi. Nu suntem oare noi de vină? Ai bine, Doamne. Nu-i vorba oare despre noi? O, nu ești tu sădit în lume în via Tatălui cel Sfânt? O, nu ești tu smochinul care stai fără roadă pe pământ? O, nu ești tu smochinul care de atâta timp nu mai rodești? O, nu e anul de îndurare acesta în care tu trăiești? Gândește-te, cât timp stăpânul tot fără roadă te-a găsit? Or fi vreo trei ca și smochinul, sau poate mult mai învechit. Și în timpul acest pierdut, creștine, în câte zile de necaz, în câte n-ai chiar zis în tine, viața mi-ai tăiată azi. Și te-ai convins că nu prin minte ți-a fost scăparea pusă în plan, când îți șoptea chiar și instinctul. Mai lasă-l, tată, în curând. Tu astăzi meritai tăierea și aceasta era pusă în plan. Dar iată marea mijlocire. Aleluia. Mai lasă-l, tată, în curând. Căci iată, îi voi da lumină și hrană după gustul meu. Îl voi săpa la rădăcină și îl voi uda mereu, mereu. Te lași de să te îngrijească acel ce-și ia angajamentul. Aleluia. Vrei și tu via să rodească? Te rugăm. Sau stai și azi indiferent? Gândește-te, e timp de probă, deci să încep cu fapte noi. Întoarce-te, creștine dragă, și fii de azi un nou al tău. Alege-ți azi un drum din două pe care azi vrei să apuci. Te duci de azi pe calea nouă sau tot pe calea rea te duci? Să nu rămâi ca și smochinul ce focul pentru el e în plan, căci ar putea veni stăpânul chiar într-o zi din acest an. Și cine ar fi să mijlocească când timpul probei ți s-a dus? Cine ar putea să te ocrotească?
mai mult, mai bine ca Iisus. Aleluia. La cine vei găsi îndurare să schimb din nou cerescul plan? Iisus. Sau cine ar fi să ceară iară mai lasă-l tată încă un an? Că nu e scris ca să mai fie în marea zi un alt loc. Ori vei trăi o veșnicie, ori vei fi smuls și ars în foc. Abia atunci a ta ființă va regreta că n-a dat roadă, când vei fi scos pe totdeauna din slava împărăției sale. Creștini, priviți din nou grădina și apoi priviți și pe cei doi. Nu sunte oare voi de bine? Nu-i vorba oare despre noi? Hai, Amin.